Bună ziua, dragi prieteni, vă spun toate cele bune. După cum vedeți, a venit momentul să cosim iarba, că nu prea este gazon, este mai mult iarbă. Vreau să vă prezint o cositoare foarte, foarte bună de la Honda. Deci un model mai, da, eu am de vreo 2 ani de zile aici, de la Honda. Acesta este modelul Easy Start, dar are multe protecții. După cum vedeți, mânerul acesta este foarte lung ca să nu ne apuce picioarele sub cuțitele respective. Pornirea se face extraordinar de ușoară, ca în general la toate modelele de Honda. Ce să spun, masa este destul de lată, undeva la 60 de cuțitul la 60 de centimetri. Are sistemul acesta care bagă în coș. Dacă este pe poziția aceasta, este băgat în coș. Dacă este pe poziția cealaltă, închide clapeta aceea. Acum este pe închis. Acum este pe deschis. Acum bagă în coș. Și în momentul când închidem, o aruncă pe jos. Deci o toacă mărunt și o aruncă pe jos. De ce zic că este foarte bună în comparație cu cea care am avut înainte? Trebuia să o împing manual, să o trag manual. Însă asta are sistemul acesta de clapetă. În momentul când apăs pe ea, ea pleacă direct fără trag roțile. Singur motorul trage. Mai este și un sistem de protecție, deci motorul merge, este pornit, dar elicea nu merge numai când angrenăm aceste două pârghii. Deci este butonul acesta care trebuie apăsat cu mână și clapeta aceasta care trebuie tras simultan. Deci prima dată aceasta, după acesta, atunci va, după cum vedeți și aici, numai când este tras și 1 și 2, atunci va pleca cuțitul de tăiat. Ce să vă mai spun despre ea? Este foarte, foarte important ca înclinarea în momentul când ascuțim cuțitele să se facă în partea dreaptă, deci nu pe partea unde este filtrul. Deci se va înclina în partea aceasta. Ce vreau să vă arăt, în comparație cu alte modele, aceasta este cu două cuțite, deci la un, să spun așa, la un centimetru și jumate, aproximativ unul față de celălalt. După cum vedeți, sunt un pic ciobite aceste cuțite, am să le demontez și am să vă arăt și cum le ascut. Deci, cum am spus, înclinat numai în partea aceea, nu și în altă parte. Are și un sistem de frânare foarte bun pentru a le ascuți. Este nevoie să desfacem aceste două șuruburi și se pot ascuți ca să putem face treaba bine. Cu speranța că v-a plăcut acest filmuleț, eu vă spun toate cele bune. Ne vom întâlni la episodul cu ascuțirea cuțitelor.